Ultimele săptămâni au fost cu mare aglomerație la ghișeile Direcției Județene de Evidența Persoanelor. Giurgiuvenii s-au trezit pe ultima sută de metri că trebuie să-și actualizeze actele pentru a putea vota, ori pentru că aveau cărțile de identitate expirate, ori pentru a-și declara domiciliul la altă adresă. În ultima perioadă s-a observat că la serviciile publice comunitare locale de evidența persoanelor s-au prezentat mai mulți cetățeni decât de obicei, în vederea depunerii documentelor și obținerilor acte de identitate valabile. S-a observat de asemenea că mulți cetățeni și-au schimbat reședința din oraș în localitățile județului. De la data de 1 mai și până astăzi, în județ au fost preschimbate 3596 de cărți de identitate și 196 de cărți de identitate provizorii. Numai astăzi, în ziua votării, pentru localitățile județului și pentru municipiul Giurgiu, au fost eliberate 227 de cărți de identitate normale și 13 cărți de identitate provizorii. Pentru a face față numărului mare de solicitări, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor au eliberat acte în regim de urgență și au stabilit un program prelungit pentru ieri și astăzi. În perioada 5-6-2016, lucrătorii de evidență a persoanelor au desfășurat activități la ghișeile formațiunilor, unde s-au primit documente și au fost eliberate acte de identitate care erau produse, iar cetățenii nu s-au prezentat pentru a le ridica. În ziua de 5-6-2016, în ziua alegerilor, se primesc documente la ghișeile formaționilor și se eliberează acte de identitate valabile. Ieri programul de lucru al serviciilor de evidență a persoanelor a fost 8:16, iar astăzi ghișeile sunt deschise de la ora 7 până la ora 21.